În ultima vreme, marile companii din industria jocurilor par să se întreacă în a realiza succesorul spiritual, continuarea sau rebootul unei serii clasice, care să aibă doar o firavă legătură cu materialul original. Acest obicei a devenit deja subiect de dezbatere și iritare atât în rândul fanilor cât și al studiourilor cu pricina. Un exemplu clar este Paradox Interactive, care auzind de noul Syndicate, a dezvăluit că în esență este tot vechiul Syndicate, doar cu un alt nume. Concluzie prematură. Unele jocuri au fost realizate cu mai mult respect pentru sursă. În schimb, impactul asupra fanilor a fost, cel puțin pe alocuri, cam la fel de pozitiv ca un trend deraiat. Astăzi vom explora câteva dintre aceste inițiative de modernizare în top 7 schimbări de macaz, un top dedicat a celor jocuri ce au luat ceva ce am îndrăgit cu toții în urmă cu ani de zile și le-au făcut lucruri care, să zicem că bunul simț ne obligă să nu dăm detalii. Acestea fiind spuse, locul 7, Seven Kingdoms Conquest. Cu mulți ani în urmă, seria Seven Kingdoms reprezenta o abordare inedită a genului RTS, una ce nu se limita la simpla cucerire militară a opoziției, permitea formarea de relații diplomatice cu celelalte popoare, comerț, schimbarea de tehnologii și chiar negocierea preluării pașnice a tronului. Totul în timp ce jucătorul trebuie să se asigure că populația sa nu se revoltă, monștrii nu-i devorează cămilele dromaderii sau colecția de girafe, iar inamicii nu-i fură resursele de sub nas. Seven Kingdoms era un exemplu de joc complex de plăcut. Așa că după câțiva ani, prin 2008 mai exact, in Light Software, creatorii seriei au decis că lucrurile complexe sunt rele, foarte, foarte rele și au creat Seven Kingdoms Conquest, un joc ce abandonează în mare parte toate caracteristicile predecesorilor săi în favoarea unui stil de RTS mai direct, ca Age of Empires, de exemplu, dar nici pe departe la fel de rafinat sau de distractiv. Ce am pierdut? Păi un inteligent artificial care știa ce înseamnă atacuri rapide, campaniile interesante, motorul grafic stabil, vânzările de resurse sau altceva cu care s-ar putea lăuda jocul pe lângă premiile primite până în acel moment. De atunci seria zace lipsită de viață înfiptă în peretele de care s-a izbit cu viteză maximă. Locul 6. Command and Conquer Renegade. Transformarea unui RTS într-un FPS sau într-un shooter de orice fel este rare ori o idee bună. Fapt totuși infirmat recent de Space Marine. Dar acesta este o excepție. Din acest motiv, majoritatea studiourilor aruncă acest gen de proiect în malderul cu nu resuscita după ce au fost puse pe butuci de către minți luminate cu opaițul. Există totuși unul ce a fost dus până la capăt, a fost chiar lansat. Și în ciuda preconcepțiilor și a previziunilor, nu a fost groaznic. În sensul în care nu te aduce în crize de nervi în care să-ți bunica cu toporul în speranța că vei ajunge vedete de ora 5. Din potrivă, continuă să fie mai bun decât ar fi trebuit să fie. Renegade este mai mult sau mai puțin o repovestire din perspectiva unui comando a primului Command and Conquer. Are o campanie lungă, plină de acțiune, o tonă de arme, un inteligent artificial cretin și o remodelare fidelă a experienței unui joc CNC de la nivelul solului. Cotele absurdului ajung la mare amplinire în care acesta, ca shooter, țineți minte, dorește să implementeze în multiplayer o abordare RTS. Da, sunetul nu a fost distorsionat. Cineva, nu spun cine, EA uh, a gândit multiplayer în care adunarea de resurse și construirea de unități se face din perspectivă first person de zeci de oameni în același timp. Chiar și în prezent, conceptul sună foarte original, în mare parte pentru că foarte puține jocuri l-au explorat în ultimul deceniu. Mă întreb de ce? Locul 5, XCOM Enforcer. Dacă transformarea de către 2K Games a seriei XCOM într-un FPS lipsit de cratimă vi se pare o atrocitate comisă împotriva unui clasic, e clar că nu vă mai amintiți adevărata atrocitate comisă în urmă cu un deceniu, pe vremea când InfoGames era în fază de lipire a numelui XCOM pe tot ceea ce sperau că s-ar fi putut vinde mai bine. Aveau un plan în numeroase proiecte, unul era chiar o revenire la origini, Știți voi, când XCOM era un FPS, dar cel care a reușit să vadă lumina zilei a fost Enforcer, un third-person shooter în care jucătorul se află în controlul unui robot în timpul primului război împotriva invadatorilor de pe Marte. Orice legătură reală cu seria este rapid îndesată sub covor, după ce în prealabil a fost incendiată și bătută cu lopata. Nu era primul joc XCOM ce se îndepărta de stilul clasic al seriei de luptele pe bază de ture secvențiale sau simultane, precedat fiind de Interceptor, un simulator spațial. Dar Interceptor avea ceva ce lui Enforcer îi lipsea cu desăvârșire, profunzimea. Aventura robotului distrugător de extraterestri a fost chiar descrisă ca având toată complexitatea și profunzimea unei tigăi. Era un shooter liniar la care trebuia să ții degetul pe trăgaci până ce totul murea. Așa că atunci când noul XCOM își va face apariția, puteți măcar să apreciați faptul că au încercat. Chiar dacă Rezultatul ar putea fi o combinație nefericită dintre Mass Effect și Wolfenstein, cel din 2009. Locul 4. Fallout 3. Când jocul a fost dezvăluit, Fallout 3 a provocat un val de ură al cărui murmur încă mai poate fi simțit pe internet. Schimbarea macazului de la un RPG TBS la un RPG FPS a fost cam la fel de bine primită ca o cazma peste fața fanilor. Ce se temeau că vor primi Oblivion cu arme? Rezultatul nu a fost totuși chiar atât de sumbru. În comparație cu Brotherhood of Steel poate fi considerat chiar o capodoperă. Da, folosea motorul lui Oblivion, da era first person, da, personajele arătau bizar și veneau tot cu acea interfață de dialog care îți permitea să vezi doar două vorbe. Și da, mecanica de bază a avut de suferit mult din cauza tranziției, cu dispariția posibilității de a dinamita uși, de a ținti anumite părți mai sensibile ale corpului sau de a executa pe figura oponenților mișcări demne de Bruce Lee. Esențialul era însă acolo, misiuni nelineare, sistemul special, umorul și o tonă de referințe la universul Fallout poate chiar prea multe. Pe alocuri încercau parcă nefiresc de mult să le demonstreze fanilor ca au în față un joc Fallout. Dar fi făcut asta prin echilibrarea mai bună a jocului, nu s-ar fi supărat absolut nimeni. Locul 3, Might and Magic Clash of Heroes Franciza Might and Magic nu este străină jocurilor ce au luat conceptul inițial și l-au dus pe noi cărări. Unele dintre ele probabil n-ar fi trebuit explorate niciodată. Au fost jocuri de acțiune, un Counter-Strike of Might and Magic, un FPM marca Arcane Studios. Era vorba și de un MMO cu mulți ani în urmă, înainte ca 3 d să aducă New World Computing la un faliment total și să vândă seria. Însă abia după ce drepturile au ajuns la Ubisoft și a făcut apariția cea mai mare deviere de la rețeta clasică. Până în acel moment, jocurile semănau măcar tangențial cu Might and Magic, Clash of Heroes însă arată ca un RPG japonez. Predominant era unul cu un sistem de lupte bazat pe potrivirea de culori, stil Bejeweled, pentru că asta și era. Might and Magic, unul dintre titlurile de bază ale genului RPG, trecuse prin multe până atunci. Dar de la Clash of Heroes, trenul s-a transformat într-un submarin ce acum survolează franciza. S-ar crede că așa ceva ar fi dificil de realizat din moment ce vorbim de o serie care în mod normal combine elemente de fantasy, precum dragoni, magie și vampiri cu tehnologia spațială, roboți și arme laser. Clash of Heroes a reușit să întreacă asta aproape fără niciun efort și nu a fost un joc rău, cel puțin nu dacă vă plac rpg japoneze ce seamănă cu Bejeweled. Locul 2. Shadowrun, care este cel mai rău lucru pe care îl poți face unui RPG cyberpunk, ce cu decenii în urmă uimea prin complexitate, profunzime și stil. Ce ar fi să smulgi din el experiența de single player, profunzimea, stilul, complexitatea sau orice altceva ce-l făcea să semene cât de cât cu materialul de origine? Și dacă tot ai ce face, ce ar fi să-l transformi într-un FPS de multiplayer? Asta a pățit Shadowrun, iar rezultatul l-a dus cât se poate de departe de succes. Nu pentru că nu avea nicio legătură sesizabilă cu predecesorii săi, ci și pentru că era odios. Partea cea mai rea a fost că la joc a lucrat chipurile un studio ce a fost o divizie a companiei care a creat versiunea pen and paper al lui Shadowrun. Coincidență, acesta a fost ultimul joc la care a lucrat FASA Interactive, studioul închizându-și porțile la câteva luni după ce Shadowrun a ieșit pe piață. Cam în același timp au fost scoase din funcțiune și serverele FPS-ului. Nimeni nu i-a dus dorul. Poate doar cei trei oameni care l-au cumpărat și-și amintesc de banii dați pe joc de fiecare dată când se uită la cutie. Locul 3. Duke Nukem Forever. Se ia una bucată Duke Nukem 3D, se aruncă pe fereastră tot ce l-a făcut amuzant. Se înlocuiește cu Halo, Rezultatul este pus în cuptor timp de un deceniu până ce fanii doresc cu disperare să-l joace. Iar când produsul final este catalogat drept una dintre cele mai mari crime comise în industria jocurilor, se neagă totul și se dă vina pe presă și pe așteptările anormal de mari ale comunității. Este incredibil cât de diferite pot fi două FPS-uri, chiar dacă fac parte din aceeași serie, au aceleași personaje, au aceeași premisă și același armament. În timp ce unul este o experiență glorios de distractivă, cu niveluri neliniare și o tonă de umor, celălalt e ca ultima jumătate a primului joc Halo, monoton, repetitiv și plin de aere. Faptul că această schimbare de macaz a fost rezultatul unui deceniu de încercări nu a făcut varianta finală mai suportabilă. Din potrivă, a făcut dezastrul și mai dureros. Cel puțin ne consolează gândul că următorul joc Duke Nukem nu are cum să fie mai îndepărtat de originea seriei. Poate doar dacă se va transforma într-un RPG pe bază de ture sau într-un serviciu de distribuție digitală. Astfel se încheie acest top dedicat seriilor de jocuri ce au cam luat-o pe arătură și jocurilor responsabile pentru asta.